și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la cea mai nouă ediție a emisiunii Caravana Cafeaua de 10. De această dată suntem la Capitală pentru că aici se desfășoară un eveniment foarte important, mai exact Târgul 100 de Tradiții Românești, desfășurat chiar în curtea Muzeului Național al Țăranului Român din București. Bun, alături de mine, pentru că are foarte multe emoții și fiind și organizator, se grăbește cu toate lucrurile pe aici, doamna Ligia ne va spune mai multe despre acest târg frumos. Spunem și noi bună dimineața, prima dată la noi la cafea, nu? Bună dimineața! La microfonul să vă rog ca să vorbim. Face mare plăcere să vă avem aici în curtea Muzeului Național al Țăranului Român. Am astăzi meșteri din toate colțurile țării, cu lucrușoare foarte frumos, meșteșugite, cu mult talent și cu multă răbdare. Sunt expuse ei tradiționale, covoare țesute la război, ceramică de corund, multe, multe lucrușoare frumos făcute din stămoșii păstrate aceste obiceiuri. Meșteșugărești. Meșteșugărești, da. Bineînțeles, este și mâncare tradițională, sunt și preparate calde, vremea vă ține cu noi și de Doamne dimineață ajută, chiar avem o vreme superbă. Așa este, de dimineață, de la 10 dimineața până seara la 7, de astăzi până duminică inclusiv, așteptăm pe toți cei interesați să fiți alături de noi, să ne bucurăm de tradiții, de obiceiuri, de portul străvechi, de antichități sărănești, veți găsi aici ceea ce nu ați văzut, sunt anumite obiecte pe care adevărat. Da, numai cei din de la sate știu cum se numește și cum se folosesc. Sau cei care au trecut prin viața de la sat, pentru că generațiile astea mai noi, generația Alfa, Omega, Z, Beta, cum le mai spune, sunt numai cu pâr, mâr, târ, pâr, pâr și nu mai uită puțin, se cam pierde. Chiar vorbeam cu cineva care deține un muzeu al satului undeva în Dâmbovița, un muzeu construit și amenajat în totalitate de acel domn și îmi povestea că, da, într-adevăr se pierde tradiția până la urmă, se pierde cultura dacă nu știm să o ducem mai departe. Trebuie să facem educație. Exact, de-aia exact. Suntem aici în acest weekend. Bun, ideea e că în societate și nu în societatea noastră neapărat, dacă mergem oriunde, dar mergem în afară, ei chiar țin de patrimoniu și chiar țin de tradiții și de obiceiuri și așa ar trebui să procedăm și noi, pentru că, uite, ușor, ușor se sting, vorbeam cu cineva despre un simplu aspect, nu se mai găsesc sambaliști. Sambalul este un instrument foarte tradițional, folosit mai ales în România, dar și în mai multe țări balcanice. Dar noi am fost... Sună al naibii de bine. Sună al naibii de bine, dar e al naibii de greu de cântat la el. Și tocmai de aia se cam pierde, pentru că nu mai sunt mulți tineri care vor să opteze pentru acest tip de instrument. Care e istoria târgului? A câta ediție asta? Am trecut de mult de 100. Suntem pe la 120. Super. Da, facem acest lucru din 2013. Este un lucru pe care îl fac cu mare plăcere, pentru că oamenii care vin și expun sunt oameni de calitate. Sunt oameni cu povești în spatele, povești de viață în spatele fiecărui lucrușor făcut. Este o plăcere numai să-i cunoști, da, apoi să le mai cunoști și creațiile, pentru că sunt adevărată creație aici. Care sunt, hai să spunem, preferatele dumneavoastră? Iile, fără da și poate, iile sunt preferatele mele și mă bucur că de la an la an tot mai multe persoane, femei sau bărbați și chiar și copii, se îmbracă în ii. Sunt ii din acelea vechi, luate din lăzile de zestre ale bunicilor și recondiționate cu mare pricepere. Exact, acum fetele nu mai au zestre ziua de azi, nu mai au ladă de zestre. Vin cu cardul lui tăticu și îl pun acolo, dacă vin. Da, vorba dar aia. Sunt și, bineînțeles, iile noi, dar sunt păstrate cu mare atenție, meșteșugul de la un cap la altul, adică sunt etapele de lucru, da, sunt făcute chiar și rochii de nuntă. La o rochie de nuntă se lucrează între 6 și 8 luni. Deci este o mizală. 6 și 8 luni pentru o singură, pe da. Ce? Dar merită. Madame Hot Couture sau mai știu eu cum se numește mireasă, exact. Da, nu și-a dorit să fie îmbrăcată într-o astfel de rochiță. Bineînțeles, durând 8 luni să confecționezi o astfel de rochiță și tot la război bănuiesc, nu? Nu, se coase cu apă, cu muscă, cu muscă. Acel procedeu pe care noi deci, l-am făcut. Deci tocmai de-aia durează atât de mult. Femeile mai bătrâne, ca să spun așa. Da, noi, eu singurul lucru pe care îl făceam la lucru manual era să împletesc hârtie creponată. Aia mi-o aduc aminte și acum. O pirogravură.
aduce. Cum se numește? Pirogravură. Mai aproape un pic microfonul ca să înțeleagă. Pirogravură. Pirogravură și ce mai exact semnifică asta? E gravura în da, pe lemn, da. Pe lemn? Da, da. Pirogravură. Deci de asta da. n-am auzit până acum. Bun, am văzut de asemenea că pentru că vorbeam de ei, oamenii au început să adapteze IA la, nu știu, îmbrăcămintea lor cotidiană. Adică am văzut foarte multe situații când au asortat IA și cu un costum sau mai casual sau un blug. Cu blug. Da, dar e foarte bine. Exact, se asortează foarte bine. Bun, lăsând iile, pentru că ele sunt și costumele populare, pentru că am tot văzut în jurul meu și fote și cătrințe și bundițe și așa mai departe, avem foarte multe obiecte de artizanat. Adică făcute manual în primul rând și am văzut totul este făcut manual, nu? Este pictat, că este crestat în lemn, totul este făcut manual, nimic nu este făcut la ștanță, la roata olară, de exemplu ceramica de corund, așa se face în multe etape, se dă la cuptor. Deci este un proces elaborat, în orice lucru făcut. Asta cu olăritul le-am mai prezentat-o telespectatorilor noștri. Chiar am fost la unul din olari, care singurul olar de fapt certificat din Dâmbovița. Îl salutăm pe această cale pe domnul Nini Porojan. Și ne-a explicat și ne-a arătat exact cum se face un vas de lut, cum se lasă el să iasă toată apa din el, se lasă la uscat. Pentru că dacă n-are și apa din el atunci când îl băgăm în cuptor, sar. Bineînțeles, nu aveam de unde să le știu dacă nu interacționam cu acest tip de meșteșug. Bun, pe lângă asta, care este feedback-ul pe care îl aveți de la oameni? Având în vedere că am trecut de mult de numărul 100 al târgurilor. Avem clienți fideli, sunt oameni care vin weekend de weekend și chiar în același weekend, în fiecare zi de târg. Deja ne cunoaștem, ne împrietenim, ne povestim ce mai face familia, așa. Sunt și oameni noi care vin și sunt încântați de ceea ce se găsește aici, pentru că este un loc, aș putea să spun, unic. Aceste ei nu le găsești oriunde, aceste obiecte de antichități țărănești, în general, nu le găsești oriunde, sunt târguri în tot Bucureștiul și în toată țara. Dar aceste lucruri au o valoare nu neapărat sentimentală, au valoarea lucrului bine făcut și parcă ne tragem seva din... Bineînțeles, sunt practic rădăcinile noastre aici, exact. Exact. Sunt lucruri pe care toată lumea le apreciază, fără dar și poate. Poate unele li se par scumpe. Dar la câtă muncă este... Pentru 8 luni, de exemplu, da, vă dați seama că o rochie de mireasă nu poate costa 1000 de lei la 8 luni de muncă, nu? Bine, mai sunt și oameni care nu știu să facă deosebirea între o ie autentică și o una ie... de China, din da, păcate, una... da. Exact, pentru că asta aici voiam să ajung și chinezii fac... Exact, pe cum? Cum? Ține cartele, ți-tute, hop! Asta era cafeaua, nu trebuia să fac așa cu ea, dar nu, se mai întâmplă, nu-i problemă. Bun, cât de costisitor este să organizați un astfel de târg? Ce să vă spun, din 2013 ne-au crescut destul de mult costurile de organizare, dar rezistăm. Cu ajutorul Dumnezeu sper să mai facem multe ediții aici. Este un loc, eu aș zice, de poveste. Este într-adevăr, puteți vedea și în spatele nostru, da, avem biserică de avem patrimoniu. Biserică da. De patrimoniu, chiar vasele de lut din fața noastră sunt din patrimoniu. Da, da, da. Și eu venisem ca mucanul și mi-am pus laptopul peste ele. Mi s-a atras atenția, da, sunt de patrimoniu, trebuie să avem grijă cu orice lucru este patrimoniu. De unde sunt comercianții? Comercianții sunt din toată țara. Avem niște prăjituri absolut delicioase de la Maramureș. De la Maramu? Da. Avem port tradițional din Arad, avem din Suceava, avem... Toată țara este prezentă, vă spun sincer. Putem să vorbim aici în ungurește și în toate limbile. Știi ceva în ungurește? Eu nu știu. Eu știu. Dar cine e interesat are cu cine să vorbească. Eu știu ceva în ungurește. Kürtoșkolák. Da, am și eu. Eram sigur că pe asta știți. Da, Kürtoșkolák, pentru că de fiecare dată când noi mergem foarte frecvent în târguri și ne întâlnim cu tot felul de comercianți și unul dintre ei este acela care... se ocupă cu partea asta de Kürtoșkolák, exact de la mama lui de acolo, din, de,
nu neapărat, din, hai să spunem, din partea ungurească a României. A, okay. Adică cam pe la Ținutul Secuiesc, pe acolo se întâmplă cel mai bun chiurcă școlac. Bun, asta în materie de mâncare, dar am văzut că avem și, nu știu, lavandă foarte mult, am văzut miere, am văzut tipuri de cafea, legume chiar. Oamenii vin aici și cu legume proaspete, bio, care arată exact cum trebuie să arate leguma, vorba aia. Roșia este roșie, domnule, și cred că are și gust. Bineînțeles, noi vom merge și vom sta de vorbă cu mai mulți dintre comercianți și o să vedem ce ne-au pregătit ei astăzi aici la târgul 100 de tradiții românești. Numele vine de la faptul că deja am trecut de 100 de ediții. Nu, numele vine de la faptul că avem multe tradiții, adică nu sunt 2-3. Am zis așa, o cifră care să aibă semnificație. Sunt multe tradiții pe care noi trebuie să le promovăm și care merită făcute cunoscute, de la cel mai mic, de la copilul de grădiniță, până la cei mai bătrâni care poate le-au știut sau le-au uitat între timp. Care ar fi una din tradiții, nu știu, care va atrage dumneavoastră atenția mai mult sau pe care nu o găsim așa în orice cult al țării? Pentru că, până la urmă, câte bordei, atâtea obicei, vorba aia. Ce îmi place foarte mult, îmi place iconografia, deci există o anumită modalitate de a face icoanele, fie că sunt pe sticlă, fie că sunt pe lemn, în modul tradițional. Așa sunt multe. Olăritul este iar ceea ce îmi place, nu mai zic de facem la țesătura iilor, sunt multe. Sunt foarte multe și, bineînțeles, foarte diverse. Tocmai de-aia vă așteptăm să veniți la acest târg, târgul 100 de tradiții românești. Se desfășoară în București, pe strada Monetăriei, sau puteți să intrați și dinspre partea bulevardului Ion Mihalache, exact aproape de Victoriei. Deci știți unde este Muzeul Țăranului Român. Aici ne vom desfășura și noi transmisiunea live de astăzi, pentru că vă așteptăm să fiți alături de noi și să veniți încoace în număr cât mai mare, pentru că veți vedea, nu aveți nimic de pierdut, ba din contră, chiar aveți de câștigat foarte multe lucruri, foarte multe cunoștințe, în primul rând, despre ceea ce înseamnă tradiție românească, despre ceea ce înseamnă portul nostru popular, pentru că văd aici, chiar dacă probabil comercianții de aici sunt dintr-o zonă anume, iile sunt din mai multe zone și am văzut de exemplu costume și din partea Banatului și din partea Maramureșului și de aici de la noi Muntenești, care se spune că cele muntenești sunt cele mai frumoase. Acum noi fiind din Muntenia, normal că frumoase, toate sunt frumoase. Da, și într-adevăr sunt și de Mehedinți și din zona Moldovei, nu cred că ne scapă ceva. Bun, cum a luat naștere practic tot târgul? Dumneavoastră l-ați organizat de la început? Târgul cu această titulatură, da, este târgul Asociației Cocrane 115 și a fost alegerea noastră să ne alegem această titulatură. Cum a început? În 2013 am avut un târg organizat cu AFCN-ul și atunci am descoperit potențialul muzeului și am început să îndrăgesc meșterii. Și de atunci am evoluat, eu zic că de la o ediție la alta, și am încercat să îmbunătățim, să ne autoperfecționăm. Bineînțeles. Cât de frecvent se întâmplă târgul? Târgul 100 de tradiții românești este organizat cam o dată de două ori pe lună. Avem o anumită agendă aprobată și încercăm să ne ținem de ea și, așa cum am spus, să ne... Până la urmă despre asta este vorba. Bun, care ar fi mesajul dumneavoastră pentru cei care încă nu v-au călcat pragul aici la târg? Ce le sugerați? Mesajul meu este de a încerca să vină aici, să vadă, să descopere singuri că ceea ce am spus este adevărat și dacă nu reușesc să ajungă la acest târg, să caute, să afle tot ceea ce este legat de obiceiurile și tradițiile românești. Pentru că astea, dragi prieteni, ne sunt rădăcinile și dacă ne uităm rădăcinile,
Știți cum a fost vorba aia mare, spusă de un om la fel de mare? Cine nu-și cunoaște istoria, repetă greșelile. Da, sper să nu ajungem acolo. Aici nu este vorba, dar e foarte important să ne cunoaștem rădăcinile și de unde ne tragem, pentru că până la urmă astea sunt la baza entității noastre personale. Noi suntem români. Orice am vrea în lumea asta vreodată să facem, n-avem cum să schimbăm lucrul ăsta. Suntem mândri că suntem români, suntem mândri că ne aflăm pe pământ românesc. Vă așteptăm să veniți în număr cât mai mare aici la Târgul 100 de tradiții desfășurat în curtea Muzeului Național al Țăranului Român. Noi vom fi aici și vă vom arăta. Dacă nu puteți să veniți astăzi, dar puteți să veniți până când se ține târgul, până duminică, nu? Până duminică seara aveți tot timpul din lume să faceți cunoștință cu toate bucatele bune pregătite aici. Bineînțeles, sunt prietenii noștri de la Palmira prezenți și vă dați seama că în materie de gastronomie nici nu mai trebuie să vă mai povestesc dacă am spus numele lor. Și am văzut foarte mulți alți producători și meșteșugari dornici să-și vândă marfa și își așteaptă clienții. Așa că veniți în număr cât mai mare aici, pentru că nu aveți nimic de pierdut. Bun, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră în emisiunea noastră Caravana Cafeaua de 10, caravană care astăzi este chiar în capitală, transmitem direct din capitală. Rămâneți alături de Columna TV, urmează un scurt moment de publicitate și apoi mai am un invitat surpriză care va veni imediat după pauza de publicitate, iar apoi vom merge puțin pe la comercianți să vedem ce ne-au pregătit, facem cunoștință cu oameni din toate părțile țării și le aflăm poveștile din spatele a ceea ce fac ei. Pauză și ne întoarcem cât mai repede. Stația de carburanți RST Târgoviște aniversează un an și ți-a pregătit o tombolă cu multe premii. Alimentează de minim 200 de lei în perioada 1-30 septembrie și participe la tombolă. Poți câștiga vouchere de carburant, vouchere cadou la Dâmbovița Mall, o cină romantică la restaurant Protecei sau Marele Premiu. Un weekend de vis la Hotel Belmont, stațiunea Padina Peștera din Bucegi. Vă mulțumim pentru încrederea acordată în primul an și vă așteptăm în continuare cu servicii premium și carburant de calitate. Ne-am întors, dragi prieteni, transmitem live de la Târgul 100 de tradiții românești care se desfășoară în București, în curtea Muzeului Național al Țăranului Român, târg de meșteșugari și nu numai, bineînțeles, că acolo unde există un târg și există un astfel de târg frumos care se întâmplă, cine poate să lipsească de aici? Bineînțeles că nu poate să lipsească. Prietena emisiunii noastre, Cafeaua de 10, doamna Marinela Olei, spunem bună ziua că nu mai este dimineață. Din fericire, pentru că e soarele mai arzător acum la ora asta decât ar fi fost la 10 dimineața. Zicem și noi bună ziua, acum că e ora 12. Da, bună, la,
la microfon să zici. Bună, caravana cafeaua de ora 10. Bine, vă reîntâlnesc și unde? În București. În București, la capitală, unde altundeva? Pentru că pe aici ne mai facem veacul și pe la capitală. Vorba aia, știți că zice o vorbă chiar așa. Ce am pregătit aici, la târgul 100 de tradiții românești? Alex, așa cum știi, Curtea Muzeului Țăranului Român pentru mine este curtea în care se desfășoară târgurile tradiționale, târguri care pentru mine sunt târgurile de suflet. O atmosferă mai autentică, mai reală, mai tradițională, ca aici nu există. Exact. Și tocmai de aceea suntem alături de colega noastră, doamna Ligia, cu una din cele 100 de tradiții culinare, 100 de tradiții românești, adică tradiția culinară. Bineînțeles, când vine vorba de gastronomie, Palmira este întotdeauna la cote înalte, nu-i așa, colegul meu? Mulțumim! I-am făcut semn colegului meu pentru că nu vreți să știți cum a scris el cote înalte. Da. Cote înalte. În alte nu mai contează. Bun, și ce am pregătit celor care trec pe la Talaba Palmira Events? Echipa noastră de bucătari harnici a pregătit cei mai harnici. Cei mai harnici și mai autentici a pregătit astăzi sărmăluțele la Ceaun, sărmăluțele noastre muntenești cu care ne lăudăm peste tot. Au pregătit produse de post, o ciorbiță de legume și suntem o fasole frecată. Acum? Este vineri. A, Alex, este vineri, da. Și o fasole frecată cu glazură de ceapă prăjită, o bunătate. Alături de acestea avem păstrămioara la Ceaun, avem bulzul tradițional cu mămăliguță și brânză, dar și alte multe, multe bunătăți pe care eu o să vă invit după să le degustați, să le vedeți și să vorbiți direct cu oamenii care le-au produs. Bineînțeles, deja eu cu Băluța știți cum sunt când vine vorba de mâncare, atât îmi trebuie. Oricum am tot simțit mirosul de când ne instalăm noi aici, de când am ajuns de dimineață, am tot simțit mirosul la păstrămioară, la cărniță, la micuț, la cârnăcior. Îmi place mie să vorbim. Noi ăștia mai mari așa vorbim noi în diminutive, o pițucă, un cârnăcior, o păstrămioară, ca să nu se vadă că totuși suntem atât. Cea mai bună mâncare o găsiți numai la Palmira. Care este diferența, de exemplu, între târgovișteni și bucureșteni, în materie de preferințe? Să știi că preferințele sunt în general aceleași, numai că în București este atmosfera aceea de care îți povesteam, oamenii vin, întreabă, degustă, ascultă povestea bucătarului, pentru că unul din bucătarii noștri se mai ține și de șotii. Da. Și de multe ori Neanelu, despre el vorbim. Neaghiță de data aceasta. Neaghiță. Da. Spune că sărmăluțele sunt produse de mama soacră, că purcelul a fost crescut tot de aceeași mama soacră. Deci sunt multe povești la care oamenii de aici, din Curtea Muzeului Țăranului Român, sunt dispuși să stea. E bine că nu zice că sărmăluțele sunt făcute din mama soacră. Atunci era mai nasol. Da. Deci în materie de preferință, ți-am spus, nu ne deosebim. Sărmăluțele pe locul întâi, apoi bulzul cu mămăliguță și păstrămioara de berbecuț la Ceaun. Păstrămioara de berbecuț la Ceaun este acea păstrămioară după care mie chiar îmi curge băluță de fiecare dată și de fiecare dată când ajung la standul unde se află mâncarea. Uite, putem vedea acum imagini, câteva din bucatele pe care vi le-au pregătit bucătarii de la Palmira Events. O să trecem și noi pe acolo, bineînțeles, pentru că nu ratăm așa festin culinar și n-avem cum să trecem pe lângă mirosul ăsta care ne stă aici în nas. E foarte nasol că dumneavoastră acasă nu puteți să simțiți toată treaba asta. Să știți că nu este foarte ușor să vorbești ca Dan Diaconescu la televizor, vorba aia, când lângă tine se întâmplă un astfel de lucru și toate mirodenile îți trec pe la nas. Bun, vedem acum în imagini ce sunt astea. Astea sunt... Da, nu,
Nu-mi bate faza lungă prea tare, că bate soarele în televizor. Probabil uite, plăcintă cu dovleac mi-a dat operatorul, s-a dus mai aproape ca să vedem. Da, alături de noi sunt prezenți din toată țara, producătorii și meșterii autentici, unde își prezintă produsele și este o adevărată plăcere să vii, să vezi și de ce nu să și cumperi. Bineînțeles, ne-am întâlnit și cu prietenul nostru, cu Șuberec. Am zic bine, Șuberec? Șuberec, da, Șuberec. Era cu Șuberec este aici, la Târgoviște. Este aici, că ne-am aici, întâlnit, da. Bineînțeles, da, ne-am întâlnit, da, cu prietenul nostru. O să gustăm și un pic de Șuberec. Nu știu dacă pregătește Șuberec, dar cu siguranță are acele produse dulci de post și nu și de post și fără să fie de post, sunt superbe. Uite că mă întrebai în materie de preferință, păi tot în topul preferințelor pentru bucureșteni sunt gogoșarii umpluți cu varză, da, pe care bucătăresele noastre de la Boema i-au băgat cu mare trudă și mare migală, pentru că un astfel de produs cere multă tehnică și mult timp și multă răbdare. Cum faceți dumneavoastră că toți comercianții cu care lucrați vă iubesc? Care e motivul? Nu știu, probabil că și noi iubim foarte mult tradițiile românești, că suntem foarte apropiați de oameni. Mie cel puțin îmi plac foarte mult oamenii, îmi plac foarte mult poveștile, de ce nu, și îmi plac lucrurile autentice. Să nu uităm că suntem români și eu iubesc foarte mult acest lucru, de la cămașa românească ie până la tot ceea ce se întâmplă în materie gastronomică de tradițional. Și de tradițional. Da. Bun. Cum vă descurcați? Cum mai puteți atâta? Pentru că unde este un târg, unde este un eveniment mare, unde se întâmplă ceva important, dumneavoastră sunteți prezentă întotdeauna și nu oricum, întotdeauna sunteți la înălțime. Care e secretul? Alex, este meseria pe care o fac de 21 de ani. Suntem foarte bine organizați. Echipa este foarte bună, oamenii sunt foarte motivați, de la atmosfera care există între mine și ei până la partea financiară, și atunci lucrurile merg într-un mod pozitiv, într-o normalitate, deci suntem obișnuiți. Ce v-a făcut să alegeți tipul ăsta de meserie, că e mai mult decât o meserie, spune? Așa cum știi, eu la bază sunt inginer metalurg, deci nu are nicio legătură cu uite, nu știam, chiar nu știam treaba asta. Dar de profesie fiind inginer, realizez că suntem foarte tehnici, foarte bine organizați și ceea ce m-a făcut să continui pe această nișă, este o nișă a evenimentelor tradiționale, este faptul că niciodată un eveniment nu seamănă cu altul. Tot timpul este o provocare. Tot timpul trebuie să adoptăm o nouă tematică culinară, să mai schimbăm câte ceva, să mai îmbrăcăm oamenii altfel, să mai așezăm cea unul mai la stânga, mai la dreapta. Deci tot detaliile timpul fac diferența. Noutate. Exact. Da, da, și da, detaliile fac diferența. Da. Bun. Când aveți timp pentru dumneavoastră? Când aveți timp să vă odihniți? Timpul meu este de luni până miercuri. De joi deja începem organizarea, începem să producem sărmăluțe care se produc joia și vinerea și se vând în cadrul târgurilor. Deci de luni până miercuri. Deci de luni până miercuri, doar ăsta e weekendul dumneavoastră, teoretic, nu? Nu-l putem numi weekend. Este, de fapt, sunt niște zile mai liniștite, zile de birou în care funcționează telefoanele, în care facem comenzile, în care ne anunțăm colegii la ce oră trebuie să vină, cu ce trebuie să se echipeze, tematica târgului. De fapt, sunt niște zile și acelea tot active. Uite, v-ați gândit, de exemplu, să puneți pe foaie toate experiențele dumneavoastră și toate, nu știu, gândurile și tot ce ați trăit dumneavoastră în toți acești ani pe la târguri într-o carte, să materializați tot într-o carte? Da, m-am gândit, așa cum spun eu, la gura șemineului, dar asta o să se întâmple, exact, spun eu, peste vreo 10 ani, când sper eu că o să ies la pensie și atunci o să începem să scriem toate amintirile pe care, normal, le avem notate, le avem fotografiate, avem catalog de prezentare, deci le avem.
Uite, o întrebare pe care am mai pus-o câtorva invitați ai emisiunii Cafea de 10. Dacă ar fi să vă faceți o autobiografie până în momentul ăsta, care ar fi titlul? E o întrebare mai neașteptată, să spun așa. Da, ai dreptate. Nu știu, cred că ar fi ceva de genul Tot timpul în târg. Da, bun asta. Deci cam așa ceva. Tot timpul sau o viață în târg. O viață în târg. Sau o viață la târg. Depinde, că aici e cu mai multe conotații. Da, depinde cum vrei să o privești. Da. Bun, vă place să călătoriți? Foarte mult. Dacă cineva v-ar trimite acum o vacanță, da, nu contează, da, unde anume ați alege să mergeți? Clar, nu prefer zonele occidentale, adică orașele foarte luxoase, îmi plac... Adică nu mergem țările, pe la Monaco, pe nu, la... Îmi plac țările mai exotice, mai rustice, mai... Deci asta aș alege. Și pentru că sunt convins că ați fost în destul de multe țări exotice, orientale, ați experimentat street food-ul de acolo? Da, am experimentat, normal, când mergem într-o destinație de vacanță, asta și facem. Deci experimentezi tot ceea ce este nou, dar să știi că gusturile se întorc tot la bucătăria noastră tradițională românească. Adică ni se întâmplă să spunem, vrem acasă, vrem să mâncăm cu adevărat. Care e cea mai ciudată chestie? Nu pot să zic. Cea mai ciudată mâncare pe care ați mâncat-o? Și v-a și plăcut? Și cea mai ciudată pe care ați mâncat-o și nu v-a plăcut? Păi da, clar. Ciudate mie mi se par, mergând pe bucătărie tradițională românească, mi se pare partea de fast food. E clar. Dar pentru asta tot când mergem în Anglia, când mergem acolo la ocean, tot mâncăm cartofi fish and chips. Fish and chips. Da, am mâncat 6 ani fish and chips cât am stat în Anglia. Da. Mâncam fish and chips în așa fel cât acolo e foarte periculos dacă mănânci fish and chips în aer liber, pentru că vin pescărușii și ți-l iau din farfurie. Nu, dar mă refer, ați fost în țări mai orientale unde, nu știu, se servește la street food tarantulă prăjită sau... Nu, da, asemenea delicii, în ghilimele, nu am... Nu, da, ați vrea să experimentați? Nu, vă e frică de... Nu. Știți nu că există balutul, știți de balutul? Da, balutul da, este ou, acela eclozat. Da, nu, nu. Pentru ce anume ați experimentat un astfel de ou? Cred că pentru nimic în lume. Nu, sincer, nu. Bun. Care vă place să gătiți? Da, îmi place să gătesc foarte mult, numai că eu nu mai am timp și soțul meu, care este ardelean, se ocupă cu această îndelemnicire. A fost ceva de genul, nu, dacă e musai, hai! Hai să fie, da. Bun, da, și ce gătește soțul noastră cel mai bine? Ce vă place cel mai mult de la soțul noastră? Gulașul, paprikașul, clar. Paprikașul, ăsta cum e? De pui. Paprikașul e de pui, e ca gulașul de porc, dar e paprikaș, că e de pui, am înțeles. Da? Fasolea cu tarhon. Fasole, dar acolo se pune și îmi place și mie. Da, o să știți că nu foarte multă lume folosește tarhonul ca condiment. La noi se folosește tarhonul, coriandru, nu foarte mult. În Muntenia se folosește foarte puțin. În Ardeal se folosește mult mai mult. În Ardeal, da, acolo toate mâncărurile sunt altfel. Eu sunt de părere că, și uite, dumneavoastră puteți să confirmați sau să infirmați. Tot mergeți prin toată țara, pe la toate târgurile. Mie mi se pare că de la Brașov în sus e altă Românie. Nu, greșit. Suntem toți o Românie. Suntem toți o Românie. Mă refer la mentalitate, mă refer la... Nu, iarăși te contrazic, chiar dacă eu am 11 ani de stat în Ardeal, eu spun că uscături sunt peste tot. Bineînțeles, pădure fără uscături nu există. Și oameni foarte buni peste tot. Deci nu, mie îmi place să spun că și la noi e la fel de frumos, sunt oameni la fel de frumoși și oameni la fel de buni și mai ales primitori. Ce anume vă place cel mai mult la România și care e zona care vă atrage cel mai tare? Păi clar, zona care mă atrage cel mai mult este zona Munteniei. În primul rând, ospitalitatea noastră.
La noi niciodată nu o să vezi că nu ne invităm musafirul să ia loc, chiar dacă avem, chiar dacă nu avem. Facem noi ceva și punem pe masă. Că punem o linguriță de dulceață. Știm să facem un eveniment, știm să facem un chef pe nepusă masă, nu trebuie mari pregătiri, de suntem oameni foarte veseli și foarte ospitalieri. Noi ca români și ca zonă, care vă place cel mai mult? Muntenia. Muntenia, nu? Muntenia, bun. Da. Muntenia pentru că este aici la noi și e cea mai diversificată, dacă putem să spunem așa, pentru că mulți din toate părțile țării au venit în Muntenia. Bun, ce alte proiecte aveți în derulare sau urmează să se întâmple? Păi săptămâna viitoare o să fim prezenți tot în București, în Parcul Herăstrău, cu un festival cu... al dovleacului, da? Festivalul dovleacului, cu produse super bazate pe dovleac, o supă cremă de dovleac, un dovleac la cuptor, deci vă așteptăm cu drag și săptămâna viitoare în București. Mamă, dovleac la cuptor, cum făcea bunica. Da, și ne pregătim la Târgoviște, mai mult ca sigur de un târg de Mihail și Gavril, care sperăm să-l facem în colaborare. Asta este pe 8, nu? Da, Mihail și Gavril. 8 noiembrie. Sperăm să-l facem în colaborare cu doamna Lidia și cu toți colaboratorii de la Muzeul Țăranului Român București și unde, bineînțeles, și voi veți fi alături de noi, că fără voi noi nu mai putem. Doamne ajută! Da. Doamne ajută! Oriunde noi suntem prezenți! Și suntem foarte antrenați în depunerea documentațiilor pentru târgurile de Crăciun, târgul de Crăciun din București, din Craiova și sperăm să fie de la noi de acasă. Și din Târgoviște. Da. Știu că unul dintre cele mai mari târguri de Crăciun din România e cel de la Sibiu, nu? Da, este cel de la Sibiu, dar eu sper că anul acesta Bucureștiul o să-l bată, pentru că se va face în Parcul Izvor și va fi organizat de cei care organizează Untold. O să fie un Untold meșteșugăresc, așa. Da, un Untold în care va mixa Moș Crăciun, dacă o să fie de Crăciun. Dar Alex, anul trecut târgul de Crăciun de la Craiova a bătut Sibiu. Deci a fost mult mai frumos și mult mai animat decât târgul de la Sibiu. Știu că și recent ați fost la un târg foarte mare la Craiova, care am înțeles că a fost super. Intensity Craiova a fost un exemplu de implicare a întregului oraș în acest eveniment, un buget enorm, participanți de ordine zecilor de mii. Un eveniment care face cinste orașului și care cred eu că îl vor concretiza ca un mare Untold al zonei de sud. Deci ăla va fi Untold-ul zonei de sud. O să trebuiască să facem și noi un Untold de Târgoviște. Ba chiar noi am făcut practic un Untold de Târgoviște astă vară. Da, s-a întâmplat după mine unul dintre cele mai de succes evenimente care s-au întâmplat vreodată în Târgoviște. Este vorba despre Armonia Disco and Retro Festival, care din punctul meu de vedere, și nu doar punctul meu de vedere, vă spun succint că au fost foarte multe gurile care au spus numai de bine despre acel festival. Când urmează să se organizeze următorul festival? Da, Armonia a fost un succes. A fost așa cum ne-am propus, a fost primit cu mare căldură de târgoviștenii noștri. Îmi pare foarte rău că foarte mulți nu au știut și nu au crezut într-un asemenea eveniment, dar el va continua anul viitor, deci a doua ediție, și o sper să-l creștem și să fie un eveniment și mai bun. Din punctul meu de vedere, am arătat că se poate. În primul rând, și asta este foarte important. Se poate și ce am spus, am avut un public extraordinar, deci noi nu am văzut o hârtie lăsată pe jos. Exact. Firma de curățenie nu avea la sfârșit după cine să stăpă. Oameni frumoși, oameni civilizați, oameni care au dansat în ploaie, oameni care dansau cu copiii lângă ei. De fapt, a fost așa cum ne-am propus în acest proiect, a fost o armonie între generația noastră și copiii. Nu. Bun, mulțumesc tare mult, doamna Ulei, pentru prezența dumneavoastră astăzi în studioul nostru mobil de la Muzeul Țăranului Român, unde se întâmplă târgul 100 tradiții românești,
Vă așteptăm și pe dumneavoastră să veniți alături de noi și să găsiți aici tot ceea ce vă interesează în materie de produse tradiționale, produse gastronomice tradiționale și așa mai departe, meșteșugărești artizanale de toate felurile, pentru toate gusturile și pentru toate buzunarele. Încă o dată vă mulțumesc și Cafeaua de 10 și Caravana Cafeaua de 10 o să fie întotdeauna alături de dumneavoastră și de ceea ce organizați dumneavoastră, pentru că, într-adevăr, mână de fier, domnule. Vă mulțumim și vrem să alături de noi pentru a promova această tradiție minunată românească. Întotdeauna. Vorba aia, hai România, noi până una alta. Să luăm și un scurt moment de publicitate. Rămâneți alături TV și de Caravana de 10, pentru că ne întoarcem repede. Urmează să mergem la meșteșugari, la toți comercianții, să vedem ce au pregătit și pentru ce să veniți dumneavoastră aici. Pauză și ne întoarcem. Stația de carburanți RST Târgoviște aniversează un an și ți-a pregătit o tombolă cu multe premii. Alimentează de minim 200 de lei în perioada 1-30 septembrie și participe la tombolă. Poți câștiga vouchere de carburant, vouchere cadou la Dâmbovița Mall, o cină romantică la restaurant Protecei sau Marele Premiu. Un weekend de vis la Hotel Belmont, stațiunea Padina Peștera din Bucegi. Vă mulțumim pentru încrederea acordată în primul an și vă așteptăm în continuare cu servicii premium și carburant de calitate. Bun, ne-am întors, dragi prieteni, din scurta pauză de publicitate. Ia uitați-vă ce dac m-am făcut eu! Îi mulțumesc pe această cale doamnei Olei, care mi-a făcut cadou această bundiță frumoasă. Ia uitați ce frumos! Stați să mă dau mai aici să mă vedeți. Ia uitați aici ce frumos arăt, ca moromete, nu ca moromete, cum îi zice altcineva, ca burebista, domne, ca Decebal. Ca Decebal, ia uitați frumos, o știți pe aia cum i-am luat bundiță nouă, dacă ninge, dacă plouă, eu am bundiță. Uite, colegul meu poate să facă și transuri după mine și bineînțeles avem căciula de dac, căciulă care, pe care o purtăm cu foarte mare drag. Bun, pentru cei care ați deschis televizoarele mai târziu sau ați dat scroll și abia acum ați dat play pe ceea ce se întâmplă pe rețelele de socializare, trebuie să știți că ne aflăm la Muzeul Țăranului din București și mai exact se întâmplă, stați așa ca să nu greșesc, se întâmplă Târgul 100 de tradiții românești, chiar aici în București, pe strada Monetăriei se află Muzeul Țăranului Român. Noi trebuie acum să mergem să vedem mai exact ce putem găsi la acest muzeu, la acest târg, de fapt, târg care se va desfășura până duminică, adică între 30 septembrie și 2 octombrie. Încă o dată vreau să-i mulțumesc doamnei Marilena Olei pentru acest cadou frumos de ziua mea.
de ziua mea, pentru că da, astăzi este și ziua mea, împlinesc și eu câteva primăveri. Dacă îmi face și mie semn cineva la ce cameră să mă uit, m-aș uita cu drag. Bun, haideți să vedem până una alta ce ne-au pregătit meșteșugarii de aici, de la... Aici sunt acum, da? Să vedem ce ne-au pregătit meșteșugarii, comercianții și ce putem găsi în acest târg super, super, super interesant de organizat. O să-l rog pe Andrei, pentru că pauza a fost foarte scurtă și nu am avut foarte mult timp să ne mobilizăm. Andrei, să știi că o să am nevoie de baza de la aceasta ca să o punem pe camera lui Marian. Și tu, Marian, operatorul meu, ai uitat. Dacă altfel, dacă mergem prea departe, nu o să mai avem sunet, dragii mei. Ce, uite ce frumos, sunt chiar aici din decor, cu ulcica lângă mine. Ce am în spate? În spate am o bisericuță, deci ulcica este foarte frumos aici. Tripla nu se... Asta nu e din decor, asta este a noastră, asta este decorul nostru de emisiune. Fără tripla n-am avea curent la laptop, iar fără laptop n-aș putea să vă explic anumite aspecte. Aș sta așa pe sec, vorba aia. Bun, mă uit la camera asta acum, da, mă uit la camera asta acum, pentru că se întâmplă niște lucruri tehnice prin spatele meu. Deci, deja s-a încălzit foarte tare, dragi prieteni. O să-mi desfac un pic primul năsturaș de la cămașă, pentru că se simte foarte, foarte tare căldura. S-au anunțat astăzi că vor fi undeva până la 30 de grade. Știți dumneavoastră cum se zice, vremea mai e și după sufletul omului, iar cei născuți astăzi au un suflet bun, cel puțin așa cred. Nu e așa, domnul operator Andrei? Ce să zici și tu? Bun. Rămâneți alături de noi, pentru că vom merge pe la comercianți, vom vedea ce ne-au pregătit ei în materie de obiecte artizanale, meșteșugărești. Uite, după cum puteți vedea, bundița asta pe care o am pe mine este direct de la producător, ca să spun așa, adică este produs. O să mergem și o să vorbim și cu domnul de unde am luat. La fel și căciula mea de dac, căciulă de dac pe care o căutam de ceva timp, nu am găsit-o în ultimele târguri la care am participat și chiar îmi doream o astfel de căciulă. Ia uita ce frumos vine! Așa arăta un flăcău, domne, numai că la cele 128 de anotimpuri pe care le împlinesc astăzi, nu mai pot să intru în categoria de flăcău. Intrăm în... eu sunt în altă categorie, vorba aia, joc în altă ligă. Nu-i așa, Andrei? Da, cum să nu? Mai vorbește că... Ia uite ce frumos îmi stă mie. Zici că sunt dintr-un videoclip de muzică populară, vezi? Tă-tă-tă-tă-tă-tă-tă, eu am bundiță, dacă ninge, dacă plouă. Bun. Mă duc până la biserică, asta mi-ai spus, mă duc până la biserică ca să ce? Hai să facem cunoștință cu biserica, puțin zic, nu? Tu ești gata, domnule operator, toate se întâmplă așa cum trebuie, ia să vedem despre ce este vorba la biserica asta. Este o biserică veche, nu știu dacă găsim să vedem și din ce an. Se vede pe ea că este foarte veche, nu știu exact cum a ajuns în curtea muzeului Țăranului Român, probabil că pe bucăți sau a fost transportată integral. Hai să vedem dacă există vreo plăcuță undeva care să ne spună: Marian, vii tu cu mine, domnul operator, sau mai aștept puțin? Vii cu mine tu, domnul operator, hai, te rog, ca să vedem mai multe despre bisericuța și de când a fost ea făcută. Haide cu mine să vedem, poate găsim pe partea cealaltă. Bănuiesc că crucile astea aici nu sunt neapărat că este cineva înmormântat, sunt tot de decor. Da, ia să vedem ce spune despre biserică. Este biserica din Bejan, din județul Hunedoara, și datează din secolul al XVIII-lea, deci de pe la... Trebuie să-mi pună și mie cuce de decor ca să știe că sunt unde.
Aici, da. Lasă, că până ajungem la crucea de decor mai există. Este un monument istoric, este monument intrat în patrimoniu. Deci, cum vă spuneam, biserica din Bejan, din județul Hunedoara, care datează de la sfârșitul secolului al XVIII-lea, deci pe la vreo 1780-1790, probabil. Când vorba aia era treaba, om, mâncarea mâncare și biserica. Bun, haideți, uite, am aici în spatele meu, am foarte multe lucruri interesante despre care vreau să vorbim. Vrei așa să ocolim? Haideți să vedem ce găsim la tarabele de la târgul 100 de tradiții românești. Și avem aici pe partea dreaptă. Aș vrea să stau de vorbă? Bună! Suntem în direct. Nu mâncăm persoane. Ce desenezi acolo? Ce pictezi? De la Columna TV. Nu vrei să vorbești cu noi despre realizările tale? Ești un pic mai emotivă? Dar... nu vrei să-ți faci reclamă. Nu vrea să facă reclamă, nu vrea să vorbească cu noi. Oricum, dacă astea sunt făcute de tine, super, ok? Felicitări din toate punctele de vedere. Să rămână, doamnă, dumneavoastră stați de vorbă cu noi. Nu măcar pe căciula mea de dat vorba aia. Ce avem aici la dumneavoastră la stand? Poți să vin pe partea asta ca să ne vedem, ok? Bun. Realizate exclusiv de dumneavoastră, nu? Exclusiv de mine, realizate inclusiv în acele recipiente albe unde e tonată ceară de soia. Am creme naturale, am pasta pentru buze. Din ce anume sunt făcute cremele și cât de costisitor e să produci, da? Sunt de costisitor, mai ales că toate produsele sunt autorizate și atunci trebuie... Sunt brevetate, adică? Adică aprobate FDA, cum ar veni. Exact. Noi suntem de la TV, da. FDA se numește Food and Drug Administration, da? Noi vorbim despre săpun. Adică este o procedură gata și este o procedură costisitoare să-ți autorizezi produsul. De unde sunteți dumneavoastră? Din București, da? Și dumneavoastră, cu mânturile dumneavoastră, sau mai aveți ajutoare? Bun, de unde a plecat? Totul. Pentru pasiune, de la o cultură mică de lavandă, de acolo a plecat. Am făcut o școală specială pentru a putea produce, am învățat foarte mult, e autocercetare. Care e cel mai dificil pas în a produce așa ceva? În primul rând, rețeta. Când îți concepe o rețetă, din punctul meu de vedere, să fie echilibrată și dacă este vorba de o cremă, este important să știi ce fel de tip de ten este cel la, sau clientela la care tu tinzi să... mă rog, să produci și atunci e important tenul și atunci e foarte important ce rețetă, ce ingrediente folosești pentru un asemenea tenul. Putem să dăm puțin din rețetă, adică nu lucrurile... Nu lucrurile esențiale, exact. Ingredientele care sunt ingrediente bune. Exact. Deci atunci poți să spun despre o cremă naturală anti-lip, care este cu un unt de migdale, cu ulei de jojoba, extract de trandafir sălbatic cu apă de trandafir de damas, făcut tot de mine. Apă de trandafir de damas? Da, pentru că e foarte important soiul, da? Foarte important. Trandafirii de damas sunt cei care miros frumos? Bine, sunt cei eu n-am auzit decât de trandafir până acum, nu prea sunt eu foarte familiarizat în materie de flori, dar să știți că cumpăr flori, cumpăr, da. Păi, unde vă pot găsi oamenii, de exemplu? Aici, în obicei, pentru că îmi place foarte frumos acest curs de muzeul din țara mea, pentru că este multă verdeață și multă liniște. Am un site, bineînțeles, narjecosmetics.ro. Cum? Narjecosmetics.ro, de acolo vă puteți achiziționa sau da comandă, nu? Instagram. Cât de greu a fost să vă descurcați în perioada pandemiei? Foarte greu. Atunci faci repropriat, să zic, online? Sau, Neapărat. Online nu merge așa cum ne plăcea mie, dar cu
este un produs, o gamă de produse care nu știu dacă au prinsă foarte mult pe online. Până mă va cunoaște lumea foarte bine, atunci cu siguranță vom face comandă. Care e cel mai bine vândut produs al dumneavoastră? Pentru ce optează oamenii? Uite, optează pentru o lumânare ce ar fi Sonia, care are vitilin în bar și este parfumată cu ulei. Optează pentru crema antirin și pentru săpunuri în general, pentru că au o calitate foarte bună. Adică sunt și hidratante și reparatoare din punctul meu de vedere, dar și încurăță foarte bine. Da, prima dată când am învățat cam care este procesul prin care se prepară un săpun, în afară de cel pe care îl știam de la bunici, cu sodă caustică și cu grăsime și așa mai departe. Și astea tot la fel, nu? Deci... Prin saponificare se prelucrează, să spun așa, unturile și uleiile care sunt folosite ca ingrediente cu soda. Da? Clar că numai în reacția chimică nu o să mai rezulte sodă, că altfel ne-ar arde un săpun. Exact. Dar dacă l-am atinge cu un deget. De cât timp faceți lucrul ăsta? Am făcut în 2018 școala și în 2019 am demarat afacerea. Poți să vă întreb ce vă ocupați înainte? Nu. Nu vă întreb, dar nu trebuie să răspund. Dumneavoastră nu trebuie să-mi răspundeți, bineînțeles. Vorbesc aici, da, trebuie jumătate de oră, trei ore. Era total diferit față de... Mă gândeam pentru că vorbiți cu atât de mult drag și în primul rând cu atât de mult drag despre asta. Exact este pasiunea noastră și hobby-ul noastră. Eu vă mulțumesc tare mult că a stat de vorbă cu noi. Deci veniți la Târgul 100 de produse tradiționale care se desfășoară chiar aici în curtea Muzeului Țăranului Român din București, mai exact pe strada Monetării, sau puteți să intrați și din bulevardul Mihalache. Încă o dată vă mulțumesc, doamnă, și vânzare mare să aveți, să rămâneți. Bun. Toate. Cum să nu? Peste tot. În numără. Bun. Dacă până acum v-am arătat doar partea de cosmetică și de săpunuri, rămânem tot la capitolul pentru domnișoare și pentru doamne și avem aici o doamnă frumoasă care ne va povesti despre standul dânsei. Sunt bijuterii lucrate integral din argint, nu? Haideți să vin pe partea asta ca să ne vedem la cameră, exact. Mulțumesc pentru complimente. Sunt bijuterii lucrate integral din argint în atelierul meu, dar cel mai important este faptul că au strop din inima mea. Aia este cel mai important și bănuiesc că fiecare dintre produsele astea au o poveste, nu? Întotdeauna există o poveste, că până la urmă și viața noastră este o poveste. Deci din punctul meu de vedere, în orice facem, în orice spunem, în orice gândim, este o poveste. Pot să vă întreb care e povestea dumneavoastră? Povestea mea este a unui om născut, crescut în București, a ajuns în domeniul financiar bancar, undeva cu vise de corporatistă, până când mi-am dat seama că sunt foarte nefericită, că nu mi se potrivește. Ca de altfel și sintagma, corporatrist. Da, exact așa. Poate pentru unii se potrivește, pentru mine nu, zâmbeam doar de vineri seara până duminică. În condițiile în care nu aveți vreun extra sau ceva sâmbătă, da. Da. Și în 2012, în timpul unei ședințe la 9 seara, pur și simplu mi-am dat demisia și am plecat pe drumul spre inima mea. Super tare. Și faptul că acum anul acesta aniversez 10 ani de antreprenoriat creativ. Foarte tare. Și îi mulțumesc sufletului meu zi de zi că a țipat mai tare decât fricile minții.
foarte frumos seară. Chiar mai rar oameni care să-mi vorbească așa. M-am timorat și eu puțin, ce să zic. Bun, înainte să vă întreb despre produse în sine, aș vrea să ne spuneți puțin din secretul antreprenoriatului de inimă. În primul rând, cel mai important lucru este mindset-ul. Dacă tu nu crezi că poți, atunci nu vei putea. Deci, în primul rând, ca să reușești, trebuie să crezi că se poate. Iar orice provocare care îți vine în cale, s-o privești doar ca pe o pietricică, nu ca pe un bolovan. Și dacă e bolovan, să-l spargi mai multe pietricele. Bolovan, pur și simplu, să găsești soluția să-l sari, efectiv. Și să mergi pe drumul tău. Ca un secret, mi-am dorit enorm să pot să zâmbesc chiar și luni dimineața, pentru că viața este atât de prețioasă și orice clipă este ca o comoară și ne-o pierdem stând împrântați, făcând lucruri care nu ne plac, poate într-un loc care nu ni se potrivește. Tocmai, și e foarte important să găsești locul care ți se potrivește și să-ți descresești fruntea, pentru că despre asta este vorba. Și atelierul, odată cu plecarea din corporație, am plecat și din agitatul București, deși sunt născută și crescută în București, acum locuiesc pe dealuri în Bran. Super. Așa că aceste bijuterii sunt realizate cu inima și cu priveliște spre Bucegiu. Deci știm că există o energie aparte. Bun. Deci sunt bijuterii fermecate. Exact, bijuterii fermecate. De ce bijuterii? De ce bijuterii? Pentru că de zodii sunt balanță. Mulțumesc la fel și eu, e ziua mea astăzi. Serios? Da. La mulți ani, să fii fericit. Să rămână, numai balanțe. Și mi s-a părut un echilibru extraordinar între uneltele care sunt foarte dure și rough, așa și masculine, și pietrele prețioase, probabil. Ies bijuterii foarte delicate și fine și cumva am obținut un echilibru din două extreme. Da, ideea e că nu e un meșteșug pe care să-l găsești la partea feminină. În general, partea masculină se ocupa cu inclusiv cu bijuteriile și cu meșteșugul, nu știu, metalelor. Cât de dificil a fost pentru dumneavoastră ca parte feminină să vă ocupați de așa ceva? Mie mi-a plăcut din prima. Am făcut cursurile școlii de bijuterie contemporană. Este o școală privată. Eu nu știam că există școală de bijuterie, sincer. Există, da. Acum este Institutul Asamblaj. Pe vremea când am făcut se numea Școala de Bijuterie Contemporană. Iar în prima secundă, când am dat drumul la flacără și am văzut puterea flăcării și cum metalul se transformă, am avut o vibrație. Și acolo a fost sufletul și am zis, ok, deci asta trebuie să fac, pur și simplu. Vedeți, de-aia spune Nepisandu de fiecare dată că vibrația zilei este un anumit număr. S-o luați pe încredere, pentru că uite cât de mult contează vibrația. Care este cel mai afectiv obiect de aici? Pentru... Te rog frumos, dacă nu mai vorbești în caz, că aș putea să-mi spun și ideea, mulțumesc frumos colegului operator. Mă refer la care este obiectul pentru care ați depus cel mai mult suflet. Pentru toate pun suflet, dar am și eu slăbiciunile mele, desigur. Eu sunt o mare iubitoare de natură și astfel cercei aceea frunze. Totul este lucrat numai din ciocan, clește și foc. Totul este lucrat integral manual după tehnicile vechi de pe vremuri. Eu cred că în natură ne găsim echilibru și armonia și atunci putem să purtăm cercei în formă de frunză și chiar în agitatul București să avem parte de armonia naturii. Și în agitatul București avem parte de frunze până la urmă, că dacă se mai taie mult copaci, nu o să mai avem nici din cele naturale. Nu v-am întrebat cum vă numiți? Andreea Arjou. Și cum se numește business-ul și unde vă pot găsi oamenii? Business-ul este brandul meu, Arjou Art. Vă găsim online? Sigur că da. Site-ul este arjouart.com și pe Facebook, pe Instagram, desigur că fără ele nu mai putem avea mici business-uri și este realitatea pe care o trăim. Sub brandul Andreea Arjou.
Bun. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră în transmisiunea noastră live. Mi-a făcut o mare plăcere. Mulțumesc frumos. Doamne ajută. Rar mi se întâmplă, cum vă spuneam, să găsesc un om atât de deschis și un om atât de luminat cu o percepție atât de vastă, aș putea spune. Cam rar se întâmplă să dau peste astfel de oameni. Rămâneți alături de noi pentru că mai avem multe să vă arătăm de aici, de la Târgul Meșteșugăresc, din curtea Muzeului Țăranului Român. Rămâneți alături de noi că urmează o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem repede. Stația de carburanți RST Târgoviște aniversează un an și ți-a pregătit o tombolă cu multe premii. Alimentează de minim 200 de lei în perioada 1-30 septembrie și participe la tombolă. Poți câștiga vouchere de carburant, vouchere cadou la Dâmbovița Mall, o cină romantică la restaurant Protecei sau marele premiu. Un weekend de vis la Hotel Belmont, stațiunea Padina Peștera din Bucegi. Vă mulțumim pentru încrederea acordată în primul an și vă așteptăm în continuare cu servicii premium și carburant de calitate. A venit vremea mult așteptată, aceea a gastronomiei, ceea ce îmi place mie cel mai tare. Bun, și alături de mine, direct de la Palmira Events, de aici, de la București, de unde transmitem noi, este Neagiță. Bună, Neagică, am greșit eu. Neagică, cum să... E Neagică cu noi aici, care ne-a pregătit și ne spune și ce ne-a pregătit imediat. Așteptăm clienții cu ciolan, scăriță, comana porcului, bulgur, limpii, frigărui, piept de porc, pâinică făcută de noi, pește, păstră, doradă, amsii, cârnați, ciuperci, de toate pentru toată lumea. Și bineînțeles gogoșarul cu varză care e... Făcut de soacră-sa, de soacră-sa lui Vali. De soacră-a cui e făcut gogoșarul cu varză? Cine e Vali? E băiatul de la vânzare, nu? E bine că... E băiatul lui din tinerețe. Băiatul nostru și el știe? Știe. A aflat între timp. Bun. Bun. Ne povestește apoi câteva cuvinte despre gogoșarul cu varză, că am înțeles că are o poveste foarte interesantă. Bun. Pentru ce optează bucureștenii în materie de mâncare? Pastramă, comana porcului, scăriță, fasole bătută, ciorbică, Tot. Și așa câteva din secrete, am înțeles că avem o fasole bătută cu ceapă caramelizată și nebunie, nu? Foarte bună. Ceva deosebit. Avem bucătar adus din Belgia. Bineînțeles. Totul este la cote înalte, prietenul meu, Andrei. Totul se face totul în față, domne, la vedere, să se vadă cum sfârâie micul, cum sfârâie dorada, cum fuge păstrăvul, cum sare hamsiu, cum se flencă nelipia și așa mai departe, nu?
Despre asta vorbim. Bun, deci... Și mai am două scufițe roșii aici. Două scufițe roșii care cu ce se ocupă? Le aleargă lupul? Cu lipii, cu ansii, cu toate. Cu frigăruile. Cum sunt clienții bucureșteni în detrimentul celor roșii din alte zone? Ne cunoști, toată lumea ne cunoaște. Venim aici de 12 ani. Bineînțeles, Palmira este peste tot și așa și trebuie să fie, pentru că cea mai bună mâncare o găsim numai aici, la standurile Palmira. Și bineînțeles, Neagic aici de serviciu, întotdeauna cei mai buni mititei, cea mai bună pastramă. Eu nu mai pot, că deja am băluța care îmi curge vorba aia. Le-am spus colegilor mei că astăzi fac eu cinste cu mâncarea de aici, că e ziua mea. Da. Nu, serios. Câte kilograme fac? Păi fac vreo 128 de anul timpuri. Ia faceți un calcul. Da? Nu mă credeți, nu? Da, vezi. Are băiat, domne, băiat, vorba aia, floarea vârstă. Da. Nu. Bun, vă mulțumesc tare mult că ne-ați prezentat. O să venim și noi aici să facem cunoștință direct cu bucatele. Nu pot acum să vă iau cățică sau ceva, pentru că nu aș mai putea vorbi cu gura plină, vorba aia. Bun, o să mergem mai departe să vedem ce mai au producătorii de aici pregătit. Trebuie să ies prin spate pe aici. Să doamnă! Ce mai faceți? Toate bune, cu emoții, nu? Cu emoții, gata, nu, că nu vă bag în direct. Bun! Uite un stand nou, un stand pe care nu-l vedem în toate târgurile. Uite, o să vorbesc și cu reprezentantul lui. Salut! Cum te numești? Constantin Buftea, sunt din Bacău. Constantin Buftea? Da. Și-am crezut că ești din Buftea. Nu, Bacău. Și tocmai de la Bacău la București? Da. Bun. Produse moldovenești tradiționale. Avem de exemplu ce prinde acolo. Haideți să începem de aici, că e ghine. Prezentăm fiecare produs, nu? Bun. Aici avem gogoșari la oțet cu miere de albini, cu castraveți conopidă și morcovea, uitați cum arată. Ceva deosebit. Cât e un astfel de borcan, de exemplu? 80 de lei și ai scăpat de toată tărășenia cu muncă, cu spălat, cu pules, cu dus în piață. Bineînțeles, pentru cei care nu v-ați umplut cămara pentru iarnă, asta este cea mai bună soluție. Veniți în Târgul Meșteșugăresc de aici, din curtea Muzeului Național al Țăranului. Și aici avem varză murată. Ce fel de varză murată? Ce are special varza asta? Sunga este gata făcută cu foi de varză pentru doamne, să le gândim în alt curs, nu mai așa să desfacă varză. Pentru sarmale. Da. Gata. Mi se pare ceva deosebit. Aici doar tot la fel. 25 de lei. 25 de lei, o nimica toată. Și câte sarmale ești de aici? Ai idee? 60 de sarmale. Dar sarmale ca lumea nu găluște. Cum se fac alea moldovinești. Da. Bun. Mai departe, ce mai avem? Pentru acreală. Asta este după noapte. Ziua mea este astăzi. Corect. Mâine o să bea o leacă din rasă, dacă mă înțelegeți ce zic. Bun, ce conține aia mai exact? Gogonele. Deci gogonele, nu? Gogoneaua e la saramură sunt astea. Bun. Mai departe, castraveciorii care sunt în oțet sau în saramură și ăștia. Da, 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 ia uitați ce aici. Deja mi-am imaginat gusturi, să vă zic. Cine se ocupă de ele? Tu te ocupi cu mânuța ta? Eu, familia, mama, toată familia. E tradiție de familie, tu le vine. Doar stau aici. Bun. Avem aici teizacuscă de pește. De hrib. De nu întâlnim, nu prea întâlnim la noi în Muntenia zacuscă de hrib, că nu prea găsim hrib. Și aici ce avem doar de vineti. Astea trei borcanele mai avem de hrib, restul avem doar vineti. Mamă, asta de hrib cred că este nebunie, e top. Am mâncat hrib și sunt foarte bune. La noi, în partea noastră, în Dâmbovița, nu mai găsim hrib pentru că le ia prietenul meu, Luci Sala, dacă știți, fii Ienei Lupii, că vorba aia. Afumăm cu lemn de prun, fiindcă lupul e nebun. Bun, îl știi, nu? Îl știi și tu? Îl știi pe Luci? Uite, Luci, vezi, dăm de fanii tăi pe aici. Bun, și aici avem roșii crescute în grădină, bănuiesc, nu? Producții proprii,
Asta cum se numește? Asta e țâța vaci, nu e asta țâța vaci. Nu, e țâța vaci. Nu, nu, nu. Este roșie. La noi se zice roșie creață. Roșie creață. Da, este o roșie foarte gustoasă, dulce și cu coarja subțire. Bun. Astea sunt pentru mâncat, nu sunt pentru bulion, nu? Poți să faci și bulion, că... Na, dar e vorba că e păcat să strici o roșie de asta la bulion. E păcat că e bună să o mănânci așa. Acum, mai bine strici una de aia pentru bulion, nu? Asta ce soi este? Asta e roșii roz creață, tolapia. Specialități. Da, da. Și bineînțeles, nelipsita cutuie. Știți de când n-am mai mâncat cutuie? Cred că de când eram copil, n-am mai mâncat gutui, avea bunica mea un gutui și mă urcam în gutui, dar de fiecare dată nu puteam să mănânc mai mult de, nu știu, o jumătate de gutui, pentru că, ia uite, sănătoasă, domnule, direct din curte, direct din pomul din curte, nu? Așa și trebuie. Și bănuiesc că sunteți și producători de vin, de mus, dacă tot văd aici struguraș, ce sortiment avem, ce soi? A Fuzali și Moldova. Fuzali? Ia, te rog și gust, încearcă. Zici din părerea ta sinceră. Nu cred că am mai mâncat soiul ăsta de struguri. Ai mai mâncat? Bun. Este natural. Nu, ăsta e Moldova, struguri din Moldova. Așa se numesc? Da. Moldova? Da. Ia să vedem, domnule, și struguri Moldova. Dulcea Crișor. Păi de-aia, domnule, este vinul atât de bun în Moldova. Așa, aici îl avem nelipsitul tulburel. Tulburelul care, de fapt, tulburelul la noi se zice... Cum îi zice, măi, că ai băut? Must. De ce îi zice tulburel? Că e de la voi din zonă, nu? Ăsta te faci și să mergi la baie, voi și să... Tocmai, te face vorba aia. Nu gustăm foarte mult că noi am mai... Prietenul nostru operator, Marian, știe despre ce vorbesc. El a înțeles ce înseamnă să fii din om neom. La un alt târg a băut undeva la vreo 2 litri de acest tulburel. Mamă! Uite că... Tu ești fan tulburel? Mamă, super bun! Tu ai camera mână, ție nu poți să-ți dau, Andrei. Mamă, ceva deosebit. E mai bun decât ăla? Deci vezi? Ăsta este desciorchinator. Am aflat și eu acum 2 săptămâni cum se numește. Ajunge aici, toată pasta, toți strugurile zdrobit. De aici îl stoarcem, vine la presă. Așa. Asta e ca să nu mai călcăm cu picioarele pe el, corect. Când erai copil, ți se întâmpla să te pună să calci cu picioarele pe struguri? Da, dar nu. Preferam să zic pas. Ce? De ce anume nu-ți plăcea? Mie îmi plăcea. Nu îmi plăcea pentru că e pigmentul, e prea intens pigmentul de la struguri. A, adevărat, și rămâneai prea pătat, nu? Soare. Da, și mie mi se întâmpla același lucru, dar nu băgam de seamă pentru că pe vremea când eu eram copil nu erau 30 de grade pe 30 septembrie, erau undeva la vreo 10 grade și purtai pantaloni lungi, deci n-avea cine să te vadă. La fel, mai rău era cu nucile. Ți se întâmplă să dezghioși nuci? Și atunci începe și școala. Exact, atunci începe și școala, aia e cel mai rău. Bun, de unde ai spus? Din Bacău ai spus că vii tu? Așteptăm pe tot în număr cât mai mare, la produse tradiționale din Moldova, plus mâncare, plus orice doriți avem aici, dulciuri, produse handmade și tot așa. Unde ai un magazin de desfacere online sau ceva? Tot la fel umblăm în toată țara. În afară de produsele astea tradiționale, mai umblăm și cu mâncare. Sarmale moldovenești, pastramă de oaie, topitură moldovenească. Deci ceea ce ne reprezintă pe noi din Moldova, venim cu mâncarea noastră proprie, tradițional moldovenească. Uite, eu am fost ultima dată când am fost în Moldova, am fost într-o localitate se numea Răchiteni. E aproape de Bacău, nu este foarte departe. Și acolo nu mi-a dat nimeni, domnule, să beau un pahar de apă. La câtă lume am fost, unul nu mi-a dat un pahar de apă. Toată lumea mi-a dat vin. Toată lumea mi-a dat vin. N-a vrut nimeni, cum, domnule, să faci așa ceva? Oblei, cât doamne. Este kilogram? Oblei, doamnă. Afuzale. Gustați, doamnă, pentru că, uite, noi suntem în direct acum, am gustat eu mai devreme și este superb.
Nu vă place să gustați înainte ceea ce, ce cumpărați? Dacă pe încrederea omului, dacă e serios și vrea să mă servească, mă servește și că deasupra noastră e cel de sus. Dacă mă bineînțeles, bineînțeles. Dar ca să vă faceți o idee, eu am gustat din el pentru că eu nu am mai văzut soiul ăsta înainte, tocmai. Veniți frecvent la Târgu Meșteșugăresc de aici? Da. Și ce anume? Cam ce, după ce produse căutați? Pe mine mă interesează de mult timp o scurtă de blană, dar să fie din nurcă, elegantă, cochetă. Chiar mi-aș lua două, una maro și una neagră. Avem aici, avem și producător, nu știu dacă de nurcă, dacă au așa ceva. Mi-a reparat mie o haină, că e foarte cinstit omul ăla. Și i-am dat-o în primăvară și mi-a sunat aseară să vin să o iau. Da, și am venit să o iau. Bun, mulțumim foarte mult, doamnă, îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru ospitalitate. Columna TV, doamnă, suntem post regional. Da, dacă vă uitați acum, suntem live. Bun. Dacă toți sunteți live, duceți-vă în Parcul Tineretului și acolo vă așteaptă un târg foarte frumos și foarte bine organizat, la fel ca și aici. Și vorba aia. Tradițional și multe alte chestii care vă așteaptă să le descoperiți. Exact așa. Vrei să zic ce știu eu pe moldovinește? Zim. Dacă nu te duci acolo, îți dau două de biehă. Gata, hai să mergem mai departe. Mergem mai departe. Hai să vedem ce mai întâlnim, ce mai întâlnim pe aici, pentru că mai avem puțin din transmisiunea noastră de aici de la București și trebuie să facem cunoștință cu o gamă cât mai variată de de producători, de meșteșugari. Aș vrea să mergem la cineva cu ei. Haide să mergem înspre încoace, pentru că am văzut câteva foarte, foarte frumoase aici. Să vedem dacă domnii au timp să vorbească cu noi. Să rămână să vorbiți cu noi. Prezentați și 9, 2, 3. Nu vor. Ușor, vin încoace. Să nu accidentăm pe nimeni. Bun. Ia să vedem, aici vorbește cineva cu noi, ne prezintă și nouă iile cineva. Nu este nimeni. Ne-ați dat țeapă, doamnă. A zis că vorbiți cu noi, da. Din păcate, doamna nu ne povestește mai multe despre ei, dar puteți vedea în spatele meu cât de frumoase sunt, sunt aceste ii. Sunt lucrate manual, ce anume? Da, nu vorbim nici despre ei, nici despre când, nici despre dâr, nici despre nimic. Bun, aici la lavandă cine? Dumneavoastră sunteți la lavandă aici? Băiatul dumneavoastră? Și nu putem să vorbim și cu dumneavoastră despre, despre stand? Unde este băiatul? Până așteptăm băiatul, avem aici parfumuri artizanale din esențe din Franța. Nu vorbiți nici dumneavoastră cu noi? Păi nu, sunt altceva, da. Da, sunt parfumuri. Sunt altceva. Bun, haide să mergem mai departe, pentru că nu putem să stăm pe loc. Ne întoarcem, doamnă. Bun, și vedem aici tot pe parte gastronomică aș merge eu, și dacă tot am fost până acum la ceea ce înseamnă mâncare, aș merge puțin să vedem și câteva dulciurele. Dar ia să vedem dacă cineva stă de vorbă cu noi. Nu-i nimic, nu mușcăm, stați liniștită. Bun. Ia, vin încoace, domnul operator. Ușor, mai uite-te și stânga, dreapta, că vorba aia ne accidentăm. Să rămână, doamnă. Stați de vorbă două secundele și cu noi. Pot să vin prin spate pe la dumneavoastră să prezentăm puțin standul. Mulțumesc frumos. O să fug eu repede prin spate. Ia să vede pe unde... Bun. Așa cum v-am spus, bineînțeles, după ce am făcut cunoștință cu partea gastronomică a ceea ce mâncăm, cu bucatele, trebuie să facem cunoștință și cu desertul, pentru că fiind vineri, astăzi este și zi de post, dar văd aici o gamă foarte, foarte, foarte variată de deserturi și mai multe despre asta o să ne spună chiar reprezentantul standului. Să rămână, doamnă, cum vă numiți? Venit, Profira Gheorghe. Avem foarte multe sortimente de baclava, de cataif cu fistic, cu nucă, cu cremă de caimac de lapte, avem găluște cu prune, avem fursecuri, avem poale în brâu, șuberec, cu vită, cu pui, plăcinte,
fel de fel. De unde sunteți dumneavoastră? Din București. Din București, de aici. Și sunt pentru... Curator în București. Și pentru ce anume... ce anume preferă oamenii mai mult? Cât un pic din fiecare. În general, baclavaua, plăcintele de... cu mere, ce este sezonul acum, cu mere, cu dovleac, poale în brâu, găluște cu prune, avem produse... avem produse turcești, arăbești, românești. Salam de biscuiți, ciocolată de casă, fel de fel. Care sunt poalele în brâu? Că am tot auzit despre ele, dar nu le-am văzut cum arată. Astea sunt poale în brâu și de ce le spune poale în brâu? Este un produs moldovenesc, cu brânză de vaci, cu stafide și coca de cozonac. Cine? Dumneavoastră sunteți bucătarul de serviciu? Da. Bun, și cum a luat naștere business-ul ăsta? Patronii mei au... afacerea aceasta de mai mult timp și eu sunt angajat. Și cât de greu v-a fost să învățați tipul ăsta de produse, să le preparați? Experiență de peste 30 de ani de muncă și... Mai puteți? Da, și tot mai învăț. Tot mai e de învățat. În materie de gastronomie și în meseria de doctor, de exemplu, și profesor întotdeauna se învață. Bun. Bun, care este produsul cu care ieșiți în față de fiecare dată? Care știți că nu dă greș orice s-ar întâmpla? Cataiful. Pistic și nucă și cremă de caimac și celelalte pe rând. Fiecare vrea câte ceva. Gusturile sunt diversificate și toată lumea poftește. Bun. Vă mulțumesc tare mult, doamnă, pentru intervenția dumneavoastră. Eu trebuie să ies puțin. Vă mai las un pic să urmăriți ce tipuri de prăjiturele găsiți aici la acest stand. Numai dacă veniți la Târgul Meșteșugăresc de aici, de la Muzeul Țăranului Român din București. Ia să vedem, am revenit pe partea aceasta. Așa, așa, bine, 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 Andrei, chiar aici sunt pe partea asta. Să rămână, doamnă, stăm puțin de vorbă. Cum să nu, ia uite ce avem aici, exact ce îmi place mie cel mai mult, lactatele. Produse lactate naturale direct din gospodăria noastră. De unde anume sunteți dumneavoastră și cum vă numiți? Telorman Soare Petre. De unde din Telorman? Videle, pe unde? Alexandria. Lângă Alexandria, comuna Orbească, satul Lăceni, noi ne ocupăm cu creșterea animalelor. Aveți fermă? O mică fermă în care avem de toate și... Cât de greu e să menții o fermă? Cât de costisitor? E foarte greu, că acum să mai găsesc oameni să muncească. Muncim mai mult noi, că noi ne-am născut în tată în fiu cu animale și le ducem în continuare, că asta e... Mai optează românii pentru produse bio, pentru produse tradiționale? Da, sunt oameni care caută. Ce anume le-ați pregătit celor care vor să treacă pe la taraba dumneavoastră? Caș de capră, caș de oaie, caș de vacă, lapte de capră, cașcavalul de capră, produsele de capră se caută foarte bine, să știți. Pentru că sunt și foarte sănătoase, așa? Sănătoase și sănătoase, da. Bun. Mai bune sunt de capră. Cele mai bune sunt de capră, da, și eu știu că există și tratamente bazate pe lapte de capră. Laptele de capră vindecă orice... Numai că laptele de capră e un lapte pe care nu-l bea toată lumea. Mie îmi place foarte mult laptele de capră, dar în schimb părinții mei nu consumă deloc lapte de capră. Care e produsul etalon al dumneavoastră? Ce se vinde cel mai bine? Capra, baza caprei. Telemeaua, cașu. Cașu și laptele pe primul loc. Cașu și laptele de capră. Și urda. Și urda. Ieri am mâncat un iaurt de capră foarte interesant și acela este foarte bun. Doamnă, vă doresc să aveți vânzare mare. Vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră. Stăm de vorbă puțin și cu domnul de aici de la miere, pentru că vrem să vă arătăm cât de diversificată este paleta de produse pe care o puteți găsi aici la târgul tradițional din Curtea Muzeului Țăranului Român. Mai exact, ce avem aici? Bună ziua, în primul rând. Bună ziua, avem miere de naturală, de diferite plante, să zic așa, produse de anumite plante și cu ajutorul albinelor facem această miere. Sunteți apicultor dumneavoastră, da? Deci de la mană, care e o miere foarte bună, la tei, în rapid. Avem acum și o miere de fâneață de pădure. Fâneață de pădure. Tinctură de propolis văd acolo. Ce se face cu propolisul?
Tinctura de plus, ăsta e bun pentru afecțiunii ale rânii care sunt la exterior, pentru rând deschise. O tăietură, o arsură, o chestie din astea. Propolisul e foarte bun. Foarte bun pentru am citit, așa. Chiar zilele trecute am citit despre miere, că mierea este un aliment atât de bogat încât, în afară de faptul că conține enzime vii, e singurul aliment din lume pe care îl putem consuma fără a mai avea nevoie de altceva, inclusiv de apă. Deci mierea conține foarte multe vitamine și e bună pentru orice boli. În combinație cu cătină sau cu ceară. Cătină, cu, uitați, avem aici. Face deliciu și cu ghimbir, ia uite, da. Cu propolis, avem cu păstură, deci cu cătină. Bun, mi-a făcut plăcere, vânzare mare să aveți și numai bine. Bun, astea fiind spuse, dragii mei prieteni, cam atâta de astăzi de aici și de la București, pentru că mai trebuie să mai încheiem și noi transmisiunea directă. Deci nu uitați, târgul se desfășoară până duminică, pe 2 octombrie, se desfășoară în curtea Muzeului Țăranului Român din București. Ești mai exact, puteți intra și după Bulevardul Ion Mihalache, dar și după strada Monetăriei. Rămâneți alături de noi și de Columna TV, pentru că v-am pregătit foarte, foarte multe surprize. Caravana Cafeaua de 10 nu se oprește aici, merge mai departe. V-am arătat acest târg pentru că este unul foarte, foarte amplu și ați putut vedea cât de diferiți sunt oamenii de la un stand la celălalt, indiferent de ce comercializează. Astea fiind spuse, vă doresc să aveți un weekend minunat. Rămâneți alături de noi pentru că duminică vom avea o transmisiune live, o ediție specială a Caravanei Cafeaua de 10. Nu vă spun mai multe pentru că vă las puțin așa să fierbeți. Astea fiind spuse, sunt Alex Bărăscu, să aveți un weekend minunat, v-am pupat!